Deci, Simona Halep, aceasta e o știre, Simona Halep a acceptat să fie ambasador al sportului românesc. Da. Și, practic, un ambasador al României, o personalitate a României, pe mine m-a impresionat, este foarte modestă, zâmbește, se vede când te uiți că are o atitudine pozitivă, e deschisă, și vine după câteva meciuri foarte grele, cu încărcătură emoțională foarte mare, nu se vedea pe ea. Iar dacă nu ești emoționat când ești într-o cameră cu Simona Halep, Ilie Năstase și Ion Țiriac, înseamnă că ai o problemă. Chiar e o problemă, trebuie să treci la medic. Și ceilalți doi, ca și cei doi Gică, sunt simboluri. Și Gică, dacă se duce în Turcia, cred că e privit ca... E rege. E rege. Gică, Popescu, în Spania, cel puțin la fel, dacă nu peste tot. Exact cum spuneați dumneavoastră, toată lumea știe, toată lumea apreciază și am uitat să-i apreciem noi și să... De ce nu? Iertați-mă, numele Cantil. Să-i folosim la justa lor valoare. Să facă ceva în fotbal, să facă ceva în... Pentru că și ei își doresc același lucru. Să-și facă pentru copii, să împărtășească din experiența lor. Au un potențial extraordinar să facă ceva cu niște copii, cu niște generații care își caută simboluri, își caută reazăm în ceva sau niște oameni pe care să-i urmeze.